Cum credeți că se va dezvolta piața de mașini electrice în următorii ani? Noi avem încredere în piața de vehicule electrice pentru că, în primul rând, la nivel mondial, trendul este unul crescător. Iar dacă ne uităm ce s-a întâmplat pe piețele dezvoltate din Europa, vedem că în țările în care vânzarea, achiziția de vehicule electrice a fost susținută, vânzările de vehicule electrice au crescut foarte mult. Anul ăsta beneficiem de un ajutor important, clienții beneficiază de fapt de un ajutor important la achiziția unui vehicul electric, care poate să ajungă până la 11.450 de euro și este unul dintre motivele pentru care credem în piața de vehicule electrice de anul acesta și pentru viitor. De asemenea, e un domeniu care interesează din ce în ce mai mult nu numai clienții finali, ci și autoritățile, pentru că până la urmă ne dorim toți să trăim într-o lume mai curată și mai cu un aer mai ușor de respirat. Care sunt beneficiile în deținerea unei mașini electrice? Pe lângă costul de utilizare al unui vehicul electric, care este net inferiorul al unui vehicul termic, mașina electrică este foarte agreabilă de condus în orașele aglomerate. Are un demaraj extraordinar. De asemenea, există la nivelul primăriilor diverse incitații, ca de pildă parcare gratuită în centrul orașului, parcare la supermarket gratuită. Există stații de încărcare în zona supermarketurilor unde poți să te garezi, să-ți parchezi mașina și să o lași să se alimenteze, ceea ce este un avantaj foarte important, ca să nu mai vorbesc de imagine. Este o noutate pe străzile noastre, lumea te privește, te întreabă, este foarte agreabil tot procesul de la achiziție până la utilizare.